un simbol identitar al Iașilor, este o clădire legată de o potrivă de memoria lui Alexandru Ancuza și a regelui Ferdinand. Este adevărat că după prima unire, aici a fost reședința domnitorului Alexandru Ancuza, dar în anii primului război mondial, în timpul refugiului de la Iași, se știe foarte bine, aici a fost găzduit regele Ferdinand. Clădirea actuală, așa cum arată astăzi, se leagă mai mult de epoca lui Ferdinand decât aceea lui Cuza. Suntem întrebați adesea care este cel mai valoros exponat al muzeului și răspunsul spontan este clădirea, pentru că avem această șansă deosebită de a avea un muzeu al Unirii, nu din beton și sticlă, într-o clădire modernă, ci chiar în palatul locuit pe vremuri de Cuza sau de Ferdinand. În decembrie 1916, regele Ferdinand a locuit provizoriu în palatul Cantacuzino. Avea un apartament acolo la parter, în palatul Reginei. Însă din martie 1917 s-a mutat aici. Nu era vorba de o simplă locuință cu birou și dormitor, ci aici, în Palatul Unirii, regele a adus întreaga sa casă regală, casa militară, casa civilă, escorta regală și alte servicii aflate în slujba sa. Scara de onoare urcă la apartamentul regelui Ferdinand, care era undeva aici la etaj. Din sursele vremii știm că ferestrele biroului dădeau spre grădină, acolo unde ziarele scriau într-o bună zi că l-au văzut pe rege în grădină, supraveghind amenajarea statului cu Zazavat. Se știe că numărul refugiaților crescuse foarte mult, alimentația acestora era foarte greu de asigurat și autoritățile recomandaseră folosirea oricărui petec de pământ în acest scop. Marele salon al palatului este o încăpere istorică, deoarece aici au avut loc în timpul regelui Ferdinand consilii de război, consilii de coroană, au fost primiți oficial diverse personalități aflate atunci cu misiune în România, la Iași. În afară de aceasta, știm că aici au fost ședințele acelea frumoase în care s-au stabilit planurile generale pentru evoluția frontului, iar în momentul luării deciziei pentru încheierea armistițiului, tot în această încăpere s-a luat acea grea decizie, în ciuda opoziției reginei Maria, care își trimisese ca emisar în ședința respectivă pe prințul Carol, cel care a transmis punctul de vedere. Totuși, realitatea acelui moment a decis că armistițiul trebuie încheiat. Ne aflăm pe balconul Palatului Ferdinand, acolo unde imaginile epocii au păstrat mărturia în care regele, ieșit la balcon, salutat trupele voluntarilor ardeleni venite la Iași, în îndepărtata Rusie. Ardelenii au venit mult peste Carpați, de peste Nistru de astă dată, pentru a se alătura armatei române în efortul său de război. În vara acestui an, prilejul centenarului Marii Uniri, am reușit aici, la Muzeul Unirii, să aducem pavilionul regal al lui Ferdinand, așa cum arăta acesta în perioada Primului Război Mondial. Pavilionul, teoretic, era unic față de celelalte steaguri. Este steagul care era amplasat pe clădirea unde era găzduit la un moment dat regele. Practic, aducerea acestui pavilion la Iași înseamnă, în plan simbolic, aducerea regelui Ferdinand aici, la Muzeul Unirii. Pavilionul său va anunța astfel, câte vreme flutură această flamură în curtea muzeului, regele Ferdinand este prezent între noi.